Acest buletin de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de vedere și auz. Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la știri. Cere respectarea deciziei CEDO, prin care Moscova se face responsabilă de încălcarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Vorbim despre un grup de elevi și profesori de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, cu predare în limba română din Grigoriopol, care au protestat astăzi în fața ambasadei Federației Ruse. Manifestanții au cerut reîntoarcerea instituției în oraș, întrucât pentru a putea învăța materia de studii în limba maternă, cei aproape 200 de elevi sunt transportați cu 4 autocare din Grigoriopol la Dorotskaya, unde rămân să învețe după ce elevii băștinași le cedează clasele. Potrivit protestatarilor, Liceul Românesc Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol a fost lăsat fără sediu de autoritățile transnistrene acum 15 ani, iar elevii și profesorii sunt nevoiți să facă naveta în fiecare zi la Dorotskaya. Manifestanții și-au arătat dezacordul în privința faptului că partea rusă nu a respectat până în prezent decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului din 19 octombrie 2012, prin care guvernul de la Moscova a fost recunoscut responsabil de încălcarea dreptului la educație în regiunea separatistă transnistreană. Am venit să spunem Federației Ruse că rana este vie și sângerează. Cerem reîntoarcerea liceului în Grigoriopol și cerem să fim liberi și să putem și activa și gândi așa cum dorim noi. Cu părere de rău, astăzi avem 140 de copii înscriși în liceul nostru, dar am avut în anii cei buni mai mult decât 1000 de elevi. Liceul nostru este cel la care întotdeauna s-a luptat pentru valorile care au lipsit mai mult de 200 de ani, care ne-au lipsit, care ne-au fost luate și mergem mai departe pentru că asta trebuie să o facem. Directorul Asociației Promolex, Ion Manole, a făcut un apel către președintele Republicii Moldova. Acesta spune că au fost transmise adresări publice ca să contribuie la apărarea drepturilor constituționale ale cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană, dar fără niciun rezultat. Pentru că cunoaștem relația specială și bună a președintelui Republicii Moldova cu omologul său rus, Vladimir Putin, în ianuarie ne-am adresat cu un apel public către domnul președinte, apoi am avut o discuție cu domnul Șova, având asigurări că se vor depune eforturi de către președinție pentru ca această problemă să fie discutată. Am venit pentru a spune ambasadei Rusiei și Rusiei că vrem să ne fie respectate drepturile la educație. Vrem să avem o școală la noi în oraș, la noi acasă. Deja de 5 ani au fost stabilite unele drepturi care Rusia trebuie să le respecte. Dar cu părere de rău, drepturile nu au fost respectate și noi vrem să avem dreptul la educație. Amintim că școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului au fost de multe ori pe agenda CEDO, care a recunoscut că Federația Rusă a violat dreptul la educație în regiunea transnistreană. Curtea a acordat cu titlu de prejudicii morale reclamanților 1.020.000 de euro și 50.000 de euro cu titlu de costuri de reprezentare. În același timp, CEDO a stabilit că Republica Moldova nu se face vinovată de violarea dreptului la educație în cauzele date. Decizia însă așa și nu a fost respectată de autoritățile de la Moscova. Caz șocant în satul Mustața, raionul Fălești. Un bărbat de 31 de ani a stropit cu benzină mâinile unui adolescent de 15 ani și i-a dat foc. Speriată, mama minorului a chemat poliția și ambulanța. Oamenii legii spun că totul s-a întâmplat din cauza unui card de memorie pe care băiatul nu i l-ar fi întors suspectului. Victima a fost transportată de urgență la spital cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 4 procente din suprafața corpului. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 3 ani de închisoare. Dorin Chertoacă nu a fost înregistrat în calitate de participant la referendumul privind revocarea sa din funcție. 7 din cei 10 membri ai Consiliului Electoral de Circumscripție prezenți au respins demersul primarului. Decizia este absurdă, a comentat edilul pe pagina sa de socializare. Cadrul legal este unul vag la capitolul înregistrare participanților la referendum.
în activitatea noastră ne conducem de codul electoral, inclusiv de hotărârile și instrucțiunile ce subiecții interesați pot să o conteste în modul stabilit. De fapt, ar fi la CEC, ulterior, în instanță judecată. Șeful fracțiunii PL în CMC, Ioan Cebanu, spune că s-a așteptat la o astfel de decizie din moment ce comisia trebuia să ia o hotărâre până pe 16 octombrie. Din moment ce s-a întins toată procedura asta, era clar că dânșii nu doresc să-l înregistreze, socialiștii au o frică pentru Dorin Chirtoacă și cred că asta este explicația numărul 1. Doi, așa concluzionând, facem referendum de demitere a lui Dorin Chirtoacă, dar fără Dorin Chirtoacă. S-a citit un articol prin care se arată documentele și modul de prezentare pentru înregistrarea candidaților la alegeri. Ori de data asta nu sunt alegeri, dar totuși este referendum și aici nu avem candidați, avem participanți. Reacția lui Dorin Chirtoacă nu a întârziat să apară. Primarul a scris pe pagina sa de socializare că la înmormântare, fără mort, tovarășii ăștia din PSRM, PCRM, PDM, PPM și alții, se știe, vor să mă îngroape, ca primar cel puțin. Bun, îngropați-mă dacă puteți, dar de ce nu luați mortul la înmormântare? Până în prezent, pentru referendumul din 19 noiembrie s-au înscris doar socialiștii. PLDM, PNL, PAS, PD, PUN și PPDA au declarat că nu vor participa la plebiscit. Neregistrarea lui Dorin Chirtoacă la referendumul de demitere a sa a fost subiect de polemici astăzi și în Parlament. Președintele PL a cerut ca șefa Comisiei Electorale Centrale să fie audiată în plen pentru a explica în fața aleșilor poporului ce a stat la baza refuzului. Pe lângă faptul că inițiativa lui Ghimpu nu a fost luată în serios, unii deputați s-au și amuzat de discursul său. Supărat pe faptul că membrii CEC au refuzat să-l înscrie pe Dorin Chirtoacă ca participant la referendumul de demitere a sa, Mihai Ghimpu a venit cu o propunere la Parlament. Comisia Electorală Centrală refuză să-l înregistreze în calitate de agent electoral sau participant. Dorin Chirtoacă este învinuit de tot ce doriți, inclusiv și de moartea lui Lenin. De aceea rog să includeți în ordine zi, să fie invitat președinta CEC și să ne explice de unde a găsit norma asta. Numai că unii deputați au făcut amuzamente pe seama discursului lui Mihai Ghimpu. Ghimpu, Lenin jil, Lenin jiv, Lenin buit jit, știi asta. Mihai Ghimpu nu a cedat și a dat o replică comunistului Vladimir Voronin. Domn președinte Voronin, ar fi un păcat să spun eu Dumnezeu cu Lenin. Eu vreau Dumnezeu să fie sănătos și trăiți, dar Lenin Dumnezeu cu dânsul de-am. El e dus de unde n-a venit. Trăiască Vladimir Nicolaevici Voronin mai bine decât Lenin. Decizia lui Mihai Ghimpu nu a fost inclusă pe ordinea de zi a Parlamentului, așa că președintele CEC Alina Rusu nu va fi audiată de legislativ. Dorin Chirtoacă va rămâne în arest la domiciliu. Așa au decis astăzi magistrații de la Curtea de Apel, care au respins recursul avocaților. Primarul a declarat că este o decizie absurdă. Avocatul Tatiana Iovu a solicitat amânarea ședinței pentru ca Dorin Chirtoacă să meargă la CEC să se înregistreze ca participant la referendum, dar cererea a fost respinsă. Iovu a mai declarat că decizia este una ilegală, întrucât s-a examinat în lipsa materialelor care au stat la baza prelungirii măsurii preventive. Începând astăzi, micii pacienți care sunt internați în secția neurochirurgie și traume din cadrul Spitalului pentru Copii Valentin Ignatenco vor avea un loc de relaxare în care se vor simți ca acasă. Datorită unei companii farmaceutice, spațiul a fost amenajat cu televizor, canapele, jocuri pentru copii și o mini-bibliotecă. Potrivit directorului spitalului, Alexandru Holostenko, instituția avea nevoie de o astfel de donație, astfel încât micuților să li se distragă atenția de la tratamente și de la durerile pe care le suportă. S-a primit un lucru ok, care merită de apreciat. Spațiul respectiv conține mobilier moale, televizor pentru copii, unde vor fi rulate desene animate, alte informații utile pentru copii privind promovarea sănătății. Directorul companiei farmaceutice a ținut să menționeze că pe lângă serviciile medicale, copiii mai au nevoie și de o atmosferă prietenoasă, iar acest lucru l-a determinat ca să aducă zâmbete pe fețele copiilor. Pentru un tratament complex, pacientul are nevoie nu doar de medicamente, injecții, pilule, dar și mai are ceva de o notă de optimism, de o speranță oarecare și prin amenajarea acestui colțișor de joacă, de relaxare, am hotărât să completăm gama terapeutică a secției în cauză.
Tot în cadrul evenimentului, compania farmaceutică a donat primele volume în bibliotecă, o ediție limitată a cărții românești pentru copii, tipărite la fel din fondurile firmei. Dar asta e pentru tine, mami. Desenele au fost alese în urma povestioarei scrise de doamna Luiza Ciolac. Și în funcție de personajele alese de dânsa, automat au apărut desenele. Prezent la eveniment, ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a ținut să menționeze că doar cu eforturi comune lucrurile se pot schimba. Mă bucur că astfel de evenimente au loc. Aș folosi acest prilej pentru a încuraja și pe alții să vă urmeze exemplu, pentru că avem multe de făcut împreună și doar prin cooperarea aceasta între guvern și mediul privat, între cele două guverne, între companiile din cele două state, putem să contribuim împreună la îmbunătățirea lucrurilor, putem să afirmăm de fiecare dată cu tărie faptul că Republica Moldova trebuie să urmeze calea sa europeană. Una dintre mămici ne-a spus că este un gest binevenit pentru micuții care sunt bolnavi și sunt mereu triști. E plăcut pentru copii, îs bucuroși, o bucurie, chiar le-a făcut, n-au răbdare să deschidă pachetul, să coloreze, să scrie, e super. Ei cum stau aici în spital și se plictisesc, vor acasă, dar e că aceasta e o bucurie pentru dânsă extraordinar. Am primit penar cu multe creioane și multe careoci, caiete și album. Nu ne este plictisitor să stăm în spital, nu ne este dor de casă, de animaluțele noastre. Precizăm că Spitalul Municipal Valentin Ignatenko are o capacitate de peste 300 de paturi, iar un astfel de spațiu pentru copii a fost amenajat pentru prima dată în instituție. Unirea este o necesitate și nu o ambiție de a mea. Asta a spus fostul președinte al României, Traian Băsescu, care a organizat astăzi la Chișinău o dezbatere publică cu jurnaliștii de limbă română. Fostul lider de la Cotroceni a mai menționat că faptul că Republica Moldova, dar și România recunosc în continuare pactul Ribbentrop-Molotov este o mare eroare. Iar din acest motiv, cele două națiuni românești sunt acum dispersate. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a ținut o lecție de geopolitică prin care a ținut să argumenteze de ce unirea României cu Republica Moldova este o necesitate. Nu este o chestiune de ambiție acest obiectiv. Este o necesitate și pentru România și pentru Republica Moldova. Dacă luăm partea morală, noi trăim și astăzi, după decizia lui Stalin și a lui Hitler, suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-a șters efectele pactului Ribbentrop-Molotov. Politicianul de la București a mai menționat că neutralitatea sub care se ascunde acum Republica Moldova nu este decât o cortină pentru politicienii ruși. Sunteți atât de neutri încât aveți teritoriul ocupat în Transnistria. Odată și a doua oară aș vrea să știu măcar o singură țară de pe glob care a spus, noi recunoaștem neutralitatea Republicii Moldova. În aceste condiții este clar că Republica Moldova este în fața unei opțiuni. A unei opțiuni care să rezolve o mare problemă pe care o au toate familiile din Republica Moldova când se uită la copii. Care-i viitorul copilului meu? De dimineață, fostul președinte al României a avut și o întrevedere cu studenții Universității de Stat din Moldova, unde a susținut o prelegere dedicată unirii. Doamnelor, domnilor, acesta a fost programul informativ actual. Sunt Stella Bodiu și numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe site-ul onorocTV.md, dar și pe pagina de Facebook Programul Informativ Actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022-804-388 sau la adresa de e-mail actualnorocmedia@gmail.com. O seară frumoasă, vă doresc toate cele bune!